Așa vorbește Domnul prin Duhul Său Bisericii. Ista zic rahtisa valtuș, miza palti valtuș, uvirtes navir. Iată că pământul este uscat. Dar iată, chiar dacă este uscat, te chem în vreme ca aceasta, chiar dacă este un mare greu, să pui mâna pe plug și să fii cel care să fii împreună lucrător cu mine. Iată că unii dintre voi sunteți cei care ați hotărât și v-ați spus în minte și în inimă să stați de-a curmezișul înaintea plugului ca să-i opriți înaintarea. Dar iată, eu vă sfătuiesc să fiți sprijin și ajutor în lucrarea mea și împreună lucrător cu mine, nu piedici în vreme ca aceasta, nu clevetitor, nu mofturoși, nu încăpățânați, ci să fiți cei care prin puterile voastre să puneți mâna și fiecare să lucreze pământul uscat. Iată că sunt ape pregătite să ude pământul acela. În parte s-a udat și urmează alte ape să curgă ca să fie săturat pământul și să nu mai fie un pământ uscat. Dar te întreb, vrei lucrarea aceasta să se facă? Că ea se va face ori cu ajutorul tău, ori fără de ajutorul tău, oricare ai fi. Că este planul și hotărârea mea. Dar cel care stă cu mâini încrucișate și stă în calea planului meu, iată că pe unii am să-i dau la o parte, chiar în țărână am să cobor, dacă va fi mintea în vreme ca aceasta și se va ridica în înțelepciune mai presus de planul meu. Iată, înțelege că ai de-a face cu un Dumnezeu viu, lucrări vii și adevărate. Și de aceea nu vreau să mă judec cu tine, nici cu faptele tale, că dacă ar fi să fac după faptă, iată că n-ar fi cap ridicat și nu ar putea gură să se deschidă, să se dezvinovățească. Dar înțelege, lasă la o parte orice fel de prejudecată, orice fel de părere personală și lasă ca mâna mea să desăvârșească lucrarea. N-am greșit niciodată în desfășurarea lucrării mele și mi-am făcut lucrarea fără de sfatul și de povața ta. Oricare om ai fi, crezi că am nevoie să fiu învățat de om? Crezi că am nevoie de sfatul și de ajutorul omului? Nu, că eu îmi fac lucrarea. Dar, dimpotrivă, voi sunteți o țărână care aveți nevoie de mâna mea să vă prelucrez. Și aveți nevoie de sfatul meu să știți ce este bine pentru voi. De aceea, eu să fiu cel care să vorbesc și voi să fiți cei care să trăiți. Și iată, când eu vorbesc, voi să fiți cu luare aminte, ca prin aceasta eu să pot să-mi desfășor lucrarea și mânia mea să fie înlocuită cu bunătate. Așa cum mi-am arătat până acum bunătate față de voi, celui care rămâne credincios, îmi voi arăta și pe mai departe. Amin.